98 minute, draga mea, ce gătim astăzi? Ce gătim? Eu tot mă străduiesc să-l învăț pe Zaf să gătească, el se opune, dar până la urmă tot o să reușesc. Ia zi-mă, ce gătești astăzi? Că eu gătesc până luni. Fii atent, trebuie să ai un pic de încredere în tine. Încrederea. Și să-ți asumi greșelile pe care le vei face. Talentul lipsește, prima dată când am făcut eu ciorbă, de orice fel. Ciorbă. Da, nu, stai. Ah, bun, nu trebuie să faci ciorbă, dar îți spun apropo de greșeli. Prima dată când am făcut eu ciorbă. Da. Sunt ani și ani de atunci, ne poate. Așa. M-am dus și am cumpărat, imaginează-ți așa ceva, o pulpă, nene. Pulpă de vacă. Fără niciun fel. Nu, e o bucată de pulpă de vacă de un kil, cred. Da, era, mă. Fără niciun fel de os, fără niciun fel de grăsime, fără nimic, și cred că era și o vacă pensionată. Te zici că măcelarul ăla m-a simțit că sunt nesigur. Nici nu știam ce cumpăr. Și mi-a vândut, cred că ce avea el mai de mult, o vacă pensionată, o bălțată românească care trăsese și la jug, cred, era musculoasă toată. Am fiert 4 ore la vaca aia. Nu exagerez, din când în când mai scoteam să văd dacă s-a fiert. Ea săraca să fiersese de mult, de la un moment dat încolo n-a făcut decât, nu știu, se argăsea în apă aia fiertă, nu știu ce făcea. Am fiert 4 ore și după aia m-am gândit să fac vaca pingele. N-am putut să plâng, am aruncat 10 litri. Am zis să fac o ciorbă mai multă. Cu 10 litri de ciorbă ai aveam o oală mare roșie cu capac negru. De în armată sau ce? A zis că să am de mâncare. Trăiam singur, zic să fie de mâncare, că nu fac de prea des, asta e. Deci asta a fost cu ciorba și de atunci am mai învățat lucruri. Și uite, am mai învățat un lucru, recunosc, târziu. M-am străduit ani de zile să învăț să folosesc oala sub presiune. Mi se mai spune cupta, oala minune, știi? Uh-huh. Și eu încercam să fac tocană la oala sub presiune, cu carne care se fierbe mai greu, ca să nu stau eu, nu știu, și am zis, băi, da, n-am mers niciodată, pentru că se prindea, ori cum am încercat să fac eu tocană la oala sub presiune, n-am mers. Ce, acum folosesc oala sub presiune ca să fierb? Așa. Carne care se fierbe mai mult, cum ar fi, de exemplu, o afumătură, costiță, de exemplu, pentru ciorba de afumătură cu tarhon. Sau am făcut săptămâna trecută, aveam o bucată de coastă de vită în congelator. Luată cu un pachet în care au venit mai multe bucăți, o coastă de vită, m-am gândit eu că o să iasă bine pe grătar, n-a ieșit bine pe grătar. E greu să iasă bine. Da, i-am încercat, am bibilit-o și pe aia știu că am lucrat la ea ore întregi. N-a mers, n-a fost ce trebuie. Și atunci am zis, ia să-i dau eu o nouă șansă, că mai avem bucata asta, am tăiat-o bucăți, am curățat-o puțin și am băgat-o la oala sub presiune, cu 3 babe de piper și 2 foi de dafin. Și am fiert o oră, nu mai mult. Planul meu acum este să fac un tabel de echivalențe, știi? Că asta a fost o altă nedumerire când m-am apucat să folosesc oala sub presiune. Dar cât trebuie să fierb ca să fie corect? Adică, dacă iei o coastă de vită și vrei să faci ciorbă din coastă de vită, care are și os și iese o ciorbă grasă, cât o să fierb tu, în mod normal, în presiune atmosferică normală, 756 mm coloană de mercur? Și eu am zis, băi, ar fi, nu știu, probabil că vreo 2 ore tot aș fierbe la ea. 3 ore. S-ar evapora, ar trebui să o bibilesc. E carne de vită, e mai tare, mai nu știu cum. La boala sub presiune, într-o oră a fost gata. Deci da. Nu încerc să țin pasul. Echivalența asta m-ar interesa. Da. Adică, pentru anumite, dacă iei scăricica afumată, de exemplu, eu știu că pentru a face ciorbă de afumătură cu tarhon aia de cartofi, aia, ciorba aia albă, la presiune atmosferică normală 756 mm coloană de mercur, aș fierbe până să cadă, asta e presiunea normală. Stasul. Da. Da. Asta nu știai? Să mai vorbim cu Silviu Grigore. Da, să mai sunăm pe Silviu. La toamnă, cât e stasul de... Standardul, da. Aș fierbe la ea 3 ore, până să cadă de pe... până să cadă afumătura de pe os, înțelegi? Să tragi osul afară așa frumos, ca să fie carnea aia perfectă. La oala sub presiune, 45 de minute, o oră. Bun. Și ce să vă spun? Ciorba se face simplu. Pui coasta aia de vită la oala sub presiune, pui apă, foaie de dafin, piper, fierbe o oră, după pui care... presiune pe ea? Da, pui presiune, lași să iasă presiunea normal și în aceeași oală, adaugi legumele pe care vrei să le pui în oala respectivă. Cartofi, mazărea merge foarte bine cu ciorba de vită. Tu pui acolo în oală? Da, dar unde? Păi nu-ți rămâne... Bine, schimb oala. Da, schimb oala, hai. Îți rămân frecății. Schimb. Am schimbat, recunosc că am schimbat. Eu mă gândeam să fie cât mai simplu pentru domnul Zafiu. Că la oala sub presiune nici eu nu prea folosesc, dar am remarcat asta, că nu spumezi. Nu spumezi. Spumezi și rămân pe perete, carne, așa este. Dar rămân pe perete, da. Și nu poți să faci ciorba acolo. M-am gândit că domnul Zafiu nu se prinde prima dată.
când face. Bine, dar pe urmă și face și rămâne aia între dinți. Nu e nimic, asta e, o să creadă că așa trebuie. El nu știe, înțelegi? Revin-o la rețetă. Am schimbat oala, recunosc că am schimbat oala, am avut altă oală. Și ce mi-ai legumele, pus? Mazăre, niște puțină țelină. Mazăre păstăi. Nu, boabe. Nu e bine. Treaba ta, eu pun mazăre păstăi la ciorbă de vită. Pe asta, păstăi. Mazăre boabe, pardon. Bobițe de mazăre, mă. Sunt niște legumele, puțină roșie, puțin bulion. Înțelegi? O linguriță mică de bulion. Un cartof doi. Și cu asta, basta. Leuștean, evident. Ba da, a cresc cu borș. Să încerci cu zeamă de varză. Găsește de la supermarket acum tot anul. Prea-mi place aroma. Mamă, știi cum e? Eu sunt tradițional borș. Mai ales la vită. Da. Hai că nu vă pricepeți. Hai de făcută. Și faci o ciorbă, mănânci, cum mănânc, ești bombă. Hai că vă scriu, gata. V-am hotărât, fac cartofi prăjiți în weekend. Auzi, 736, nu 56. Ce 36, mă, băiatul? Presiunea. Da, și cineva zice 763. Este deci 756 coloane de mercur. Ia haideți să investigăm acum pe loc. Presiune. Și să vă notați, stimați ascultători, cine vrea la doctor, la doamnă. Ne întoarcem cu investigația. Mercur. Hai să ne întoarcem cu investigația. Presiune atmosferică. Aerul, nu știu ce. Da. Pune 700. Mazăre boabe, băi, ca mazăre în salata băf asta. Da, și mă dă în gură că nu te pricep deloc. Tu nici nu mănânci ciorbă, nu știi ce e bun în viață. Tu nu mănânci ciorbă, și nici zaf. Ciorbar de săvârșit. Și nici fasole nu mănânci. Fasole deci, nu. Praf. Dar... Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.